Bună ziua tuturor și bine ne revedem într-o altă formulă de această dată, mai lărgită. Mă bucur în primul rând că ați răspuns pe la afirmativul invitației noastre. Ne-am așezat un pic așa ca să avem o deschidere mai mare, să ne vedem cu toții. Și alături de mine am invitat și colegii mei din primărie, astfel încât să putem să facem o discuție legată de necesitățile dumneavoastră din acest an și în funcție și de resursele financiare pe care le avem să putem prioritiza aceste necesități. Vreau în primul rând să vă aduc la cunoștință câteva modificări legislative. Urmează să vi le trimitem și în format electronic pe adresele de e-mail. Este vorba despre Ordonanța 81 din 2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale, numărul 1 din 2011, care privește învățământul dual. De asemenea, hotărârea Guvernului României pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 72 din 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev. Și de asemenea, hotărârea pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 136 din 2016, prin aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard. Stabilirea finanțării de bază în bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard per elev preșcolar pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional. Și de asemenea vă vom da și o schemă, o matriță pentru a aduce la cunoștință propunerile pe care le aveți dumneavoastră vis-a-vis de aceste modificări legislative, astfel încât să le putem comunica și noi mai departe. Deci, repet, veți primi prin intermediul biroului nostru de comunicare toate aceste informații și în format electronic. Ca idee, atenția Primăriei Municipiului Roman va rămâne canalizată spre ceea ce înseamnă procesul de învățământ. Ne dorim o infrastructură școlară pe rada Municipiului Roman care să ofere perspectivele unui învățământ de calitate și alături de cadrele didactice, pe lângă actul educațional în sine, și Primăria Municipiului Roman să-și aducă contribuția pentru a îmbunătăți condițiile de învățământ de pe raza Municipiului Roman. Aceasta a fost și ideea din momentul în care am lansat această invitație pentru dezbatere, să luăm pulsul fiecărei unități de învățământ în parte, fiecare personalitate juridică sau nu. Deci am vrut să ne gândim într-un cadru mai amplu, să facem o dezbatere, o serie de prioritizare, așa cum vă spuneam, a necesităților și a investițiilor care sunt necesare în instituțiile dumneavoastră de învățământ și în bugetul pe care îl vom aproba pentru anul 2017 să se regăsească cât mai multe din propunerile și din sugestiile și din ideile care vor reieși în urma acestei dezbateri. Aș dori să începem, nu știu, dintr-o oarecare parte, o să începem de aici. Ne prezentăm, spunem instituția pe care o reprezentăm și gândirea vis-a-vis de necesitățile care sunt la nivelul instituției de învățământ pe care o reprezentăm, așa cum spuneam mai devreme. Vă rog. Directorul Colegiului Tehnic Rămpostie Roman. Probabil sunt în asentimentul colegilor când aduc mulțumiri și salutări pentru această inițiativă. Suntem bucuroși să ne întâlnim astăzi.
salutăm inițiativa dumneavoastră de a dialoga și de a rezolva atât cât se poate nevoie de fiecare școli, în ceea ce ne privește. Ținem să mulțumim pentru efortul pe care Primăria Municipiului Roman a depus și până acum pentru a eficientiza procesul instructiv educativ de la Colegiul Tehnic Rompostien Roman. Voi aduce punct două chestiuni în discuție care au rămas nerezolvate, cu siguranță dintr-o incapacitate, pentru că am avut, spuneam de fiecare dată, concursul primăriei a rezolvat toate problemele. Am solicitat la finalul anului 2014 înlocuirea două centrale, s-a rezolvat și mulțumim pentru acest lucru în parte pentru corpul B. Rămânem cu aceeași problemă legată de o centrală în corpul A. Acolo ne întâlnim cele două sări de clasă care vin de la Liceul Franciscan. Și o altă problemă se leagă de reabilitarea aleilor din corpul B. N-am fi solicitat acest lucru dacă am fi putut noi să-l rezolvăm, însă vorbim despre căile de acces, atât pentru cadre didactice și pentru elevi. Și cum putem vizita cei de la RACIP, chiar este o necesitate, o prioritate, cel puțin pentru noi. De asemenea, mulțumim foarte mult pentru investiția care s-a făcut în corpul A, vorbim aici despre acoperiș. Dacă aceasta, în timp, ar fi dublată și de izolația corespunzătoare pentru acea clădire, cred că pentru ceva timp, corpul A este asigurat, cel din strada Ștefan cel Mare. Mă numesc Gabriela Dascăl, sunt director de la Colegiul Tehnic de Poni Roman. Profit de faptul că suntem toți împreună astăzi să vă doresc un an 2017 cu sănătate, cu cât mai multe împlineri și să aveți parte de prosperitate în școlile pe care le conduceți și la nivel de primărie de asemenea. Avem multe nevoi la Colegiul Tehnic de Poni. Sperăm că vom reuși să rezolvăm anul acesta câteva dintre ele. Și anume, la școală, la corpul B, fosta școală 3, la noi, avem nevoie să schimbăm tâmplăria cu geamul termofant, pentru că la momentul actual, toată încălzirea noastră, noi de fapt aruncăm gaz de geam, din alte puncte de vedere. De asemenea, la cămin avem nevoie de reparații capitale la acoperiș. Deja s-a început activitatea din decembrie, dar mai sunt multe de făcut. Și de asemenea, avem nevoie să facem reparații capitale la etajele 3 și 4 ale locatarilor. Apoi, la grădinița cu program prelungit numărul 6 Roman, care este structura Colegiului Tehnic pentru Ponii, avem nevoie de reparații capitale la acoperiș și la fațadă. Bineînțeles că urmează durerea noastră care datează de mulți ani, este vorba de cantină. Iar pe corpul A, corpul principal al clădirii, avem o problemă pe care nu o putem rezolva noi și anume este vorba de igienizarea pe casa scărilor. Aici nu trebuie neapărat firmă, nu avem noi cum să lucra. Și cam atât. O să vedem punctual ce putem să le prioritizăm. Vor veni și colegii mei în zonă să vedem exact unde sunt problemele majore. Mulțumim pentru ajutorul de până acum. Sperăm să avem parte și în continuare. Cu siguranță de fapt. Lucrușorul Constantin, director la liceu cu program sportiv. Vă fi de ocazie să urez și eu la mulți ani în colegilor, cât și zonată, multe realizări în anul care vin. O primă problemă pe care aș vrea să o ridic, nu știți că noi am preluat acum câțiva ani școala numărul 3, cu tot concurs de clădire al grădiniței, care astăzi nu mai este funcțional. Este o clădire frumoasă, nu știu dacă este de patrimoniu, dar oricum arată bine, este păcat. Se degradează de la o zi la alta, acoperișul s-a spart, l-am vizitat. Știu că bănuiesc că s-ar putea da o altă destinație. Deci dumneavoastră, în momentul de față, nu mai aveți acolo? Nu mai avem acolo, avem niște materiale, mă rog, o să vedem ce se casează, ce putem valorifica din el, dar clădirea ar putea deveni funcțională și dumneavoastră ar putea să-i dați o altă destinație. E păcat, și într-o zonă bună. Asta o primă problemă. Apoi, la structura B, la școala Roman Mușat, știți problema cu cazanul de la centrală. Nu am asigurat, așa cum a sugerat, 24 din 24 de ore o supraveghere continuă, dar problema va trebui rezolvată. O altă problemă, au venit domnul la sanitar, mi-au
făcut un proces verbal, ne-am sugerat niște schimbări acolo și doamna director poate să spună mai bine că dumneavoastră a vorbit cu, cu dânsii, dar o schimbări de aragaze, am înțeles, frigider, da. Deci asta sunt probleme așa care ar fi studiate. Sunt părintele Cristinel Sociu, directorul la Liceul Teologic Roman Catolic Sfânt Francis de Asizi. Pentru că școala noastră are o structură care este în proprietatea provinciei franciscane, sunt prosind din România, atât terenul cât și clădirile, în general, nu era o contribuție majoră din partea primăriei. În general, ceream din partea primăriei un sprijin însemnând igienizarea spațiilor, anumite materiale pentru văruit, asta însemnând în vacanța de vară. Pentru care eu mulțumesc domnului primar, care a fost Laurențiu Lovreanu, domnului primar Lucian Micu și tuturor celor care au responsabilități în această primărie și se îngrijește de școlile noastre. Pentru noi, evidențiat, este și pe mai departe, la fel, materiale de curățenie, igienizarea în general a structurii noastre, pentru a se desfășura așa cum se cuvine actul educațional în anul școlar. Cred pentru care, atât am discurs, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și noi și vom fi alături în vară, discutăm și de vă mulțumim. Mă numesc Dan Zaharia, sunt directorul Liceului Tehnologic Vasile Sav din Roman. Dați-mi voie să vă adresez un an bun. Sănătate, vă fac din tuturor și mulțumesc din sat. Bune relații de colaborare care m-au făcut cu Primăria Municipiului Roman și sper că să le luăm un obicei bun, domnul primar, acela din fondul de care sunt din chirii, să ne revină altă dată. A spus că sunteți alături din școală și vă mulțumim. În ordine la care... Puteți să apăsați, domnul director. Apăsați pe buton și mă duce la microfon. Ordinea ar fi următoarea a cerințelor. Am o listă aici, așa să bucură domnul Bojescu că l-a văzut. Este vorba de șarpanta de la școală. Avem câteva seri de clasă în care iertăm cu hipoclorit la 2-3 zile că s-a șterni mucegaiul pe perete. De asemenea, șarpanta de la cămin, tot în cămin acolo, sunt grupurile sanitare pentru care nu avem obținut avizul autorizația sanitară. Chestiuni legate de tâmpării în cămin, nu mai bate vântul pe la geamuri, pe la uși. Lista este continuă cu cei de la școala 6, structura care este la noi. De refăcut la sala de sport, de refăcut acoperișul cu șarpantă de acolo. Nu știu ce se întâmplă. Iar într-o încăpere din sala de sport, integral tavanul. Ar fi de anvelopat, dar asta numai corpul A. Chestiune legată de instalația electrică. De verificat instalația electrică, am înțeles că era posibil să iau, să aibă un scurt circuit acolo. Tot la școala 6. Tot la școala 6. Un grup sanitar de acolo și de-am amenajat cu o cabină WC specială pentru copii cu dizabilități. Lista poate continua, dar am mai pus puncte, că vă mulțumesc pentru înțelegere. Da. Bună ziua, mă numesc Ionuț Amarini, sunt directorul Liceului Teologic Episcop Melchisedec. Vă mulțumim atât dumneavoastră, cât și instituției Primăriei Municipiului Roman pentru susținerea acordată învățământului teologic. Iar dacă ne regăsim în acest prag, spre o nouă epocă,
îngăduiți să semnalez câteva probleme ce pot fi solvabile cu interes depus de noi și cu susținerea dumneavoastră. Avem probleme majore cu tâmplăria școlii. Este un deziderat acela de a-l schimba în curs de realizare. Totodată se impun investiții și în renovarea gardului, în realizarea unei suprafețe asfaltice noi pe terenul de sport, dar sunt alte lucruri care reclamă intervenții, în primul rând instalațiile, dar și nevoia de a igieniza anumite sectoare cu mijloace ce ne depășesc. Dar dacă e cu putință, rugămintea ne-ar fi să găsim o pârghie prin care și școlile de învățământ non-tehnic să primească finanțări prin intermediul pârghiilor deschise prin programul operațional regional de dezvoltare, deoarece învățământul teoretic și învățământul vocațional sunt văzute de anumite forme de finanțare. Dacă e cu putință, eu rugăminte mai mult de factură diplomatică să colaborăm pentru a ne deschide noi cântări. Am înțeles. Vă mulțumim mult. Am preluat această problemă și inclusiv la nivel legislativ vom face demersul pentru a găsi pârghiile. Bună ziua! Mă numesc Popai Caterina, sunt director adjunct al Școlii de Arte Sergiu Pidatic. Colega mea m-a delegat pe mine să vă comunic câteva probleme ale Unității Nasu de Învățământ, după consideră că le cunosc mai bine. Probleme sunt în toate școlile și sigur că avem și noi, o să vi le spunem cu cele mai mari. Problema cea mai mare este corpul B al clădirii. Domnul Bojescu știe, tâmplăria este schimbată doar parțial, deci încă mai este, cred, cam 50%. Acoperișul la fel are probleme că de când era școala construită, cred că din 74, mai vorbim de instalația termică, încă sunt acele caloriferi făcute la țevi, iar țevile, conductorii dintre caloriferii sunt colmatate, nu se încălzește foarte bine. De asemenea, mai este o problemă la centrală, e o problemă cu pompa. În vacanță a căzut de foarte multe ori, acum știi, domnul Bojescu zâmbește, muncitorul a făcut o improvizație acolo, dar dacă nu e cineva permanent, am rămas în vacanță și când am venit, era 8 grade în școală. Ne-am mobilizat și am venit, copiii au găsit cald. Și de asemenea, la structura care aparțin de școala noastră, grădinița cu program prelungit, grădinița din spatele stării civile, are nevoie de reabilitare și la acoperiș, și la fel pereții au fisuri mari, să observă fără niciun fel de alte intervenții și la fel instalația termică este veche, centrala este cea care este, nu sunt probleme cu centrala, dar parte din caloriferii și țevi sunt colmatate și agentul termic circulă așa cum circulă. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat și te rămân într-o colaborare la fel de bună și până. Sunt convins. Vă felicit pentru ideea și la mulți ani și pentru ziua de ieri. Bună ziua, mă numesc Cristian Ovidiu, sunt director la Colegiul Tehnic Danubiana. Eu nu am știut exact cum se formă să va desfășura activitatea de aici, am venit pregătit cu fotografii, cu cele, cu totul, stampilat, dar pentru că să merg cu modelul ăsta oral, o să vă zic am despre ce este vorba. O să ne puteți lăsa la urmă și ceea ce aveți formă. Știți că ce la noi, acum este o urgență foarte mare legată de centrală, care de servește cantina,
câteva ateliere și cantina, sala de sport, cantina. Acolo am adus specialiști, s-a stat până seara târziu, am adus specialiști, am schimbat pompa, am schimbat câteva componente electronice. Centrala pornește asistată, dar se oprește. Brusc, la ora actuală, cel puțin în ateliere, confecții textile, nu se mai poate sta. Astăzi dimineața erau minus 10 grade afară, nu cu puțin peste 0 grade, pentru copii îmbrăcați. Asta ar fi, deci, problema noastră urgentă. S-a insistat, nu s-a găsit o soluție, ce are ce să probabil este prea vechi. De asemenea, mai avem o problemă mare, s-a mai făcut anterior în întâlnire către primărie, s-au căutat tot felul de soluții, problemele sunt legate de instalațiile electrice și de panourile electrice. La fel am adus niște fotografii, arată ceva de domeniul secolului IX, dacă era inventată electricitatea. Deci atârnă, pur și simplu, fabrici de pereți, bușoane, mișale, vechi, sparte. Asta se întâmplă pe Porcul Ce, unde avem acolo internatul, contabilitatea și biblioteca. La cantina, aceeași situație, la sala de sport și la atelier de planificare. Acolo, cu instalația care este, nu se mai poate continua. De asemenea, am solicitat înlocuirea pântăriei de la Corpul C, tot acolo unde este internatul elevilor, la grădiniță, acolo tot, la grădinița cu program prelungit, de lângă colegiul nostru. Din incintă, este vorba și de carpan, plouă înăuntru, se deteriorează interioare. Am mai solicitat de asemenea înlocuirea plitei industriale, mașina de vertite, pentru că cea pe care avem este veche și are scăpări de gaz, prezintă un real pericol. De asemenea, parchetarea sălii de sport, la ora actuală a devenit aproape impracticabilă. Mai solicităm înlocuirea mobilierului din cămin. Sunt bucăți rupte, s-a mai încercat, s-a mai reparat, e vechi, e deteriorat complet. Mai avem acolo la colțul corpului a un cămin, dar există două robinete generale pentru alimentarea cu apă a întregului spațiu de acolo. Sunt ruginii. Eu cred că dacă s-ar întâmpla ceva undeva cu apa, noi nu putem întrerupe apa și doar acolo se poate acționa. Dar robinetele, ele au rămas blocate pe poziția aceasta în care sunt acum. Din ce am mai notat eu aici, am gândit că dacă s-ar putea să punem niște drese și faianțe la băile de la cantină din corpul, pentru că a rămas că formatul ăla de cu ciment, cu vaștă, cu ciment. Deci, copilul care nu țipă, nu? Dar exact cum se cuprea tare, iar nu știu cum, păi, de fel, O să mai preluăm din ce liceați mai spus dumneavoastră de a scris și le mai preluăm de acolo, da? Mai avem, mai are domnul director, de la școala numărul 2, da. La Costache Negri. Cum s-a vorba? Popicușor, sunt direct la Juna Colegiul Tehnic de Albiana, vă urez la mulți ani și multă sănătate. La noi, la sala numărul 2, avem nevoie urgent de un cabinet pentru asistenta medicală și un cabinet pentru logopedie. Am găsit o soluție de a amenaja o sală, precum ar fi aceasta, în corpul C, în fost atelier, așa prin compartimentare pe rest de rigid, pentru că dacă nu am face asemenea cabinete, ar fi în risc autorizarea la CIP pentru nivelul gimnazial. De asemenea, mai fi ca și problema asfaltarea terenului de sport. Nu avem sală de sport. Bine ar fi să avem o sală de sport, dar nu avem. Și atunci avem să asfaltăm terenul și curtea școlii.
În ceea ce privește grădinița cu program normal numărul 5, este și doamna educatoare Necula aici împreună cu noi, această grădiniță prezintă un real risc în, cazul unui seism, dacă ar fi, având în vedere că sunt fisuri de structură. Clădirea este, știm că este închiriată de către primărie. Nu putem să facem noi reparații, mai ales că sunt reparații de structură, doar dacă am putea să obligăm proprietarul, știu eu, într-un anumit fel, să facă aceste reparații, sau eventual, pe un termen mai lung, să găsim o clădire, dar tot în vecinătate, pentru că comunitatea oamenilor din zonă, evident că vor să-și ducă copiii cât mai aproape de casă. De aceea ar trebui ca noi, împreună cu primăria, mai ales primăria, să identificăm un asemenea loc. Din timp, sau eventual, să propunem o cumpărare acestei clădiri și să o reabilităm. S-au fost atunci la discuții de clădire, dar în momentul de față să solicit un preț mult prea mare, care nu, nu se susține. Da, cred. Dar vom continua discuții cu ei și dacă nu se identifică o altă soluție. Probleme. Mulțumim mult. Am fost președintele Colegiului Național Roman Codă. Eu am să vă mulțumesc anticipat, uitați să vă forțez în rada, cu siguranță cunoscându-vă, sunt sigură că tot ceea ce ne dorim noi și dacă te vă putea să vă realizăm cu sprijinul primăriei. Acum, dacă te-au spus colegii mei de la Nambiana, fac și o reuniune să mai am un singur dos sau hai două, trei. La ce m-am gândit? În primul rând, legat de cortul de... Aveam probleme mari cu tablourile electrice de acolo, cu rețeaua electrică. Se știe în primărie, și acum când a fost perioada asta cu gerul, la un moment dat centrala a picat. Am apelat, mulțumesc frumos, au venit și ne-au ajutat, dar cred că se poate face ceva acolo. A doua problemă este legată de parazătezile pentru corțoar. Domnul Bojescu știe, o problemă veche, veche de toat, tot am făcut memorii către primărie. În perioada în care se topește zăpada de pe acoperișul corpului A, unde nu avem parazăpez, nu mai știu proiectul, a fost, nu a fost cu parazăpez, cad normale mari și este pericolul mare pentru ele care trec acolo. Iar cea de-a treia, care eu știu că e în fază de trei la primărie, legată de sala de sport. Sala de sport ne-a trebuit măcar, dacă nu reabilitată, dacă nu una nouă, așa cum ne gândeam noi anul trecut, pentru că sobele care le avem acolo pe gaze nu mai fac față. Este foarte frig, orele de sport se țin în clasă, ceea ce nu e normal. Da. Oxana Bătruceanu, școala Roman, actuală Vasile Alexandri. Noi am identificat următoarele probleme. La corpul B am avea urgente nevoie de o centrală termică, întrucât la acest moment avem o singură centrală care deservește cele două corpuri de clădire. Și pentru că în corpul B sunt copii mici, trebuie să avem căldură, e foarte cald în corpul A și rece în corpul B. De aceea ar trebui să verificăm și instalația termică. Știu că s-au făcut adresa. Avem proiectul deja făcut și urmează să implementăm. Ei, la același corp B am avea nevoie de verificarea, chiar înlocuirea instalației electrice, care este de foarte multă vreme. Iar la grădinița cu program prelungit, înlocuirea tablourilor electrice, care de asemenea sunt vechi. Grădinița numărul 2, cea de aici, în fața casei, dacă ar putea intra într-un program de reabilitare, ar fi cred cel mai bine, dar și nu. Acum, după ultimul cutremur, au apărut niște chestii și nu pe toate le-am putut rezolva noi cu oamenii de la nivelul ăla. Și nici nu încercat, vă rog. Iertați-mă, vă rog, să fac unități școlare, care ultimele două cutremure au apărut niște fisuri suplimentare față de cei ce anterior. E vorba de grădinița dumneavoastră, de cealaltă grădiniță 2, de la Casa Căsătorită. E vorba de seminarul ortodox și e vorba de corpul B de la dumneavoastră, în care eu, cu ochii mei, am constatat fisuri o lacă mai mare decât cele care existau anterior. Nu încercați să le reparați. Imediat ce se votează bugetul, una din primele priorități ale noastre să facem expertiza stabilității acestor clădiri. Și orice reparație pe care o faceți, maschează situația de... Am văzut clădiri monumente. Da, da, da,
Iertați-mă că mi-am permis să eu am avut discuția cu domnul director Ioniță și chiar am prevăzut și chiar problema asta și am făcut bine cu intervenit. Ca să vă spun un momentan să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Ulterior, când va fi pentru reabilitare, vom interveni. Dar acum să putem să facem expertiză în deplină cunoștință de cauză. Și dacă ne-ați sprijinit să asfaltăm curtea postului A și să prejuim școala, ne-am declarat mulțumiți pentru asta. Am. Bună ziua, Luminița Bolocă, sunt director la școala gimnazială Calista Pregaș. Dați-mi voie să mulțumesc pentru tot ce a însemnat deja primăriei municipiului Roman pentru școala noastră în ultimii ani. Noi ne putem bucura de acoperiș nou. E adevărat că școala construită din 1964 a primit acest acoperiș, dacă în 2016. Nu s-a ascuns nici faptul că ori de câte ori am avut probleme cu instalația electrică sau termică, am apelat la ajutorul primăriei și de fiecare dată situațiile punctuale și urgente au fost rezolvate. Ne-au rămas de la ultima reabilitare un număr nu foarte mare de geamuri termopan de înlocuit, deci un procent de sub 20% este tâmplărie veche. Iar acum, la ultimul discol, am avut mare grijă să monitorizăm și să izolăm suplimentar aceste geamuri vechi, care sunt într-adevăr de seamă cu școala și parțial putrede și nu mai prezentau nu-și mai puteau face treaba de izolare termică. De asemenea, o parte din caloriferele școlii sunt formatate și dacă s-ar putea, acestea fiind lucruri urgente, dacă s-ar putea o reabilitare la toaletele elevilor din învățământul gimnazial, pentru că la grădiniță sunt rezolvate, parțial de primărie, parțial de muncitorii școlii noastre. Vă mulțumim și un an la sport. Vă mulțumim la fel și mai. Școala Mihai Eminescu. Rusul Mihaela Cristina Mândes, sunt director al școlii gimnaziale Mihai Eminescu. Am să încep și eu prin a mulțumi întregii echipe din primăria Roman, care de-a lungul anilor ne-a ajutat și ne-a sprijinit. Și toate problemele pe care le-am avut sau au apărut în timp s-au rezolvat. Aș dori în continuare să continuăm proiectul pe care l-am început în toamnă, legat de grădinița cu program prelungit numărul 1 de pe strada Ion Creangă. Grădinița respectivă nu are tâmplărie decât de cea veche. Am început în toamnă și am pus pe partea de nord a clasa 0 geamul termopan și am dorit să continuăm și cu restul grupelor de preșcolari, din grupele mici, mijlocii și mari. Și, bineînțeles, așa cum am discutat, am dorit în vară să ne ajutați să facem și exteriorul acestei clădiri, să verificăm cât este de sigur, că și acolo au apărut fisuri, acolo nu s-a făcut curățenie de foarte, foarte mulți ani. Apoi avem și la nivelul unității școlare, școala gimnazială, pe partea din spate a școlii, tâmplăria este tot din lemn și deja este foarte uscată. Și dacă se poate și acolo să înlocuim acele geamuri care au mai rămas cu tâmplărie de termopan. Mai am o problemă în grădinița, că am prelungit plita care este veche de la înființarea acestei grădinițe, este destul de șubredă și devine și riscat dacă am putea să înlocuim, deoarece avem copii, la toate grupele, număr masiv și acolo se face masa acestor copii. Iar o altă problemă urgentă este instalația electrică, a fost o echipă, un verificator. Mă refer la tablourile electrice care ar trebui înlocuite cu ceva mai nou și în grădiniță, și în cămin, și în școală, deoarece e cu sârme dintre alea groase care pocnesc. Deja am avut astă toamnă o situație când a luat foc și am chemat echipa de la primărie ca să asigurăm siguranța acestei unități. Am dat cam atât, sunt suficient. Domnul Ferin. Și școala Alexandru. Claudiu Maxim, școala gimnazială Alexandru Răcuza, domnul primar, ținând cont că școala a fost reabilitată și modernizată în anul 2013, nu necesită mari investiții, dar venim cu rugămintea, în măsura posibilităților, dacă se poate așeza un covor asfalt pentru terenul din curtea școlii și, dacă este posibil, și pentru terenul de sport. Și apoi venim de asemenea cu rugămintea, dacă este posibil, preparații la acoperișul grădiniței cu program normal număr
în urma căderilor masive de zăpadă de anul acesta, au apărut mici probleme. În măsura posibilităților, dacă există fonduri pentru investiții la acoperișul clădirii. Mulțumim! Vă mulțumesc! Da. Am câteva probleme. Vreau să vă fac o promisiune că în parte este cu siguranță și rezolvare. E bine că am avut această întâlnire să ne facem și noi o idee legată de prioritățile care sunt la nivelul instituțiilor noastre de învățământ. Constat că, în mare parte, o problemă comună la toate instituțiile e această instalație electrică foarte, foarte veche și acest lucru reprezintă și o chestiune de siguranță până la urmă pentru copii, pentru cadrele didactice. Cred că aici va trebui, domnul Borescu, să gândim un proiect comun pentru toate aceste școli, astfel încât încet cu încet să rezolvăm aceste probleme. Ca idee, în momentul în care vom începe să construim bugetul, vom face și o serie de evaluări pe toate solicitările dumneavoastră și, eventual, punctual, în momentul în care vom ști mai multe, poate vom mai avea o întâlnire, astfel încât să prioritizăm investițiile pe care le putem face în acest an. Și îmi doresc în continuare o colaborare foarte bună cu dumneavoastră. Veți avea în continuare o deschidere foarte mare din partea Primăriei Municipiului Roman pentru orice problemă apare în cadrul instituțiilor dumneavoastră de învățământ și vom rămâne în continuare aproape de actul educațional, că e foarte important și pentru noi să venim în sprijinul dumneavoastră și să vă oferim, așa cum spuneam și la începutul acestei discuții, condițiile optime pentru un act educațional de calitate. Mulțumindu-vă încă o dată pentru prezență și că ați răspuns afirmativ invitației noastre. Dați-mi voie să vă spun și eu un an nou cât mai bun, multă sănătate, multă putere de muncă, pentru că avem nevoie cu toți proiectele în care ne-am implicat. Și sunt convins că împreună vom putea să realizăm cât mai multe din cele ce ne-am propus la acest început de an. Vă doresc o zi de săptămână bună și rămâneți în contact permanent pentru orice probleme care vă mulțumesc.